Salut, sunt Alex, bine ai venit la The Unlike Show, emisiunea ta cu subiectele mele. Astăzi tratăm exclusiv lansările Apple de azi noapte. Bine, nu toate, fiindcă nu ne interesează unde au mai deschis ei chioșc sau cât de mișto sunt jocurile din App Store. O să vorbim puțin despre ceasuri și TV și mai mult despre cele trei telefoane lansate. iPhone 8, 8 Plus și 10. Trebuie să vă spun că cei de la Apple nu m-au plătit să spun nimic și nici nu m-ar fi plătit, hai să recunoaștem, așa că o să încerc să fiu cât de imparțial se poate. 8 și 8 Plus sunt practic 7 și 7 Plus cu componente noi. Procesor mai bun, încărcare wireless, sticlă mai rezistentă, sunet mai bun, cameră cu funcție mișto de portrete, luați clipul ăsta de 8 secunde cu tot ce e nou la iPhone 8 ăla mic de 4,6 inci costă 699 de dolari, ăla mare de 5,5 inci costă 799 de dolari. Apple TV4K promite să-ți arate filmele de acțiune la o calitate remarcabilă, au proiectat și câteva secvențe din următorul Spider-Man ca să simți intensitatea imaginii produsă de un astfel de dispozitiv. Watchul seria 3 devine celular, primești apeluri, notificări, mesaje, vorbești cu Siri și asculti muzică la căștile wireless. Nu am fost atras de ele până acum, dar odată cu această nouă funcție, de filmele alea cu spion, poate merge primit cadou de ziua mea. Chiar aș vrea să las telefonul acasă când mă duc la cumpărături, când alerg, rar, sau tai lemne. Acum la pies de la rezistență, la crem de la crem și motivul pentru care oamenii au dat click iPhone 10. Da, se sare de la 8 la 10, facem abstracție de 9, pentru că au plinit 10 ani de la primul iPhone. Ecran peste tot, iese din schemă butonul de Home care debloca prin amprentă, acum avem în partea de sus un sistem complex de recunoaștere facială. Pare mai ușor să intri în telefonul cuiva, îl iei și îl spre fața lui, dar hai să nu fim hateri. Nu funcționează dacă persoana ține ochii închiși, așa că la răpire nu o să-ți mai taie degetul, o să-ți tragă de ploape. Trecând peste acest minunat scenariu, ecranul este OLED Super Retina cu o diagonală de 5,8. Hai să introduc prețul la mijlocul review-ului, că noi suntem unlike. Costă 999 de dolari și livrările încep în 3 noiembrie. Se încarcă wireless, după ce au scos tot felul de cabluri scumpe în trecutul apropiat, lansară acum AirPower, un pad pe care poți încărca și telefonul, și ceasul, a dat și ceasul se încarcă wireless, și căștile. Arată frumos, te spală pe subconștient să le ții frumos pe toate acolo, pupa la Cum vă spuneam și în grabă la iPhone 8, camera are un nou mod de a face fotografii portret care îți adaugă ceva lumină pe față în diferite scenarii și pe care le poți edita și după. Are Animoji, o chestie care să prindă la tineret și la oamenii care ar trebui să înțeleagă că nu mai sunt la prima tinerețe. Este ranforsat bine și dă impresia că e cel mai rezistent telefon de pe piață. Și încă un lucru, pun ei mare accent pe realitatea augmentată, să vedem dacă o să decoleze această tehnologie. Ok, asta a fost tot, sper că nu v-am plictisit, vă las doar cu întrebarea săptămânii, voi ce ați alege? Noul iPhone 8 sau iPhone 10 cu 200 de dolari mai scump? Dacă v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut, anunțați-ne în comentarii, găsiți în descriere linkuri care completează ce am punctat noi în acest videoclip, urmăriți-ne pe Instagram, până data viitoare, eu am fost Alex. मार्स मार्स